Îl cheamă Marian Micu, are 42 de ani, este din localitatea Hârșești, din Argeș și lucrează la o firmă de lângă Pitești. A făcut datorii, inclusiv la bănci, și ca să scape, a plecat de acasă. Mama lui l-a dat dispărut în septembrie. Polițiștii au stabilit că s-a dus la serviciu ca să-și ia salariul și a vrut să intre în concediu medical. De atunci nu a mai fost văzut. Ieri însă și-a sunat sora și a spus că se află într-un loc necunoscut, de unde nu este lăsat să plece. Femeia s-a dus direct la poliție și autoritățile au descins în Hârșești. 150 de polițiști și 20 de jandarmi au căutat în peste 50 de case, în albia râului Cotmana și pe izlazul localității. S-a apelat și la firma de telefonie mobilă pentru a afla desfășurătorul apelurilor telefonice și ultimul apel a fost către femeia de 47 de ani cu care trăia. Așa, casa femeii a fost percheziționată și bărbatul a fost găsit într-o cameră, pitit sub o masă. A fost ridicat de poliție și dus să-și explice gestul. Bărbatul este pasibil de sancțiune contravențională conform ordonanței de urgență 34 din 2008 privind organizarea și funcționarea sistemului național unic pentru apeluri de urgență, amenda prevăzută pentru alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție, fiind cuprinsă între 1.500 și 5.000 de lei.